Bun, trecem la battle-ul următor. Da, Miklos Laszlo și grădinarul Alex. Miklos Laszlo și Alin Grădinaru. Miklos Laszlo în poziția de lider, Alin Grădinaru în poziția de chaser. Alin rămâne foarte în spate și cred că a avut o greșeală acolo pe inițiere. Deja l-am pierdut total din cadru pe Alin Grădinaru. Miklos își vede de tras o detură. Foarte mult un spectacol din partea lui Miklos Laszlo, un alt pilot local de la Târgu Mureș. Da. Iată, abia iată acum apare. Termină și Alin Grădinaru. Este, m-am băut o cafea între timp. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. A plecat foarte bine Miklos Laszlo. Alin Grădinaru nu a plecat la fel de bine. Avem deja aici o distanță considerabilă încă de pe start. Aici Alin a ieșit și cu două roți afară și a pierdut trasa. Un mare aici în timp ce Miklos Laszlo și-a văzut de trasă. Foarte greu să-ți mai revii după acea ieșire, tăiere de curbă, două cauciucuri afară, un mare. E o tură compromisă din momentul respectiv. Da, și cred că te panichezi un pic când vezi că liderul l-a luat tu distanță de tine și tu și greșești și... Îți asumi pierderea acelei ture, până la urmă. Bun, ne pregătim pentru a doua tură. Alin Grădinaru de data aceasta în poziția de lider, Miklos Laszlo chaser. Hai să vedem de data asta ce face Alin. A plecat mult mai bine de data asta Alin. Bine Miklos. Nu-mi scapă. Chiar dacă Miklos a mers bine în prima tură și a avut aici Alin, da, ajunge în pietriș. Miklos își continuă tura. Din păcate pentru Alin Grădinaru, cam aici se termină ascensiunea lui în această etapă. Se oprește în top 16 pentru că n-a fost vina altui pilot din care el a avut acea greșeală de pilotaj. Vedem acum reluarea. Alin Grădinaru a inițiat foarte puternic. A mers bine până aici, dar de aici a pierdut, a avut o dinamică mult prea mare, o viteză mult prea mare și a pierdut aderența și a ajuns în pietriș. Miklos Laszlo merge mai departe.